găsit la Jurnal Economic. O serie de declarații fiscale pe care avem obligația să le depunem la Administrația Finanțelor mai pot fi înregistrate doar cu riscul de a fi amendați. A fost ultima zi în care s-au putut depune declarațiile 200 cu privire la veniturile realizate din activități independente în 2013. Tot luni, 26 mai, a fost termenul limită pentru depunerea declarațiilor 221 pentru cei care realizează venituri din activități agricole. Cei care n-au ajuns la ghișeie până la finalul programului au putut trimite declarațiile prin poștă. Persoanele care nu depun în termenul legal declarațiile de venit riscă să fie amendate, cu amenzi cuprinse între 50 și 500 de lei. Și tot luni, 26 mai, a fost ultima zi în care s-au primit declarațiile 230 pentru sponsorizarea cu 2% din impozit a unei entități non-profit. Tariful mediu la polițele de răspundere civilă auto a crescut cu 7% în primele 3 luni ale acestui an. Cifra a fost obținută prin raportarea subscrierilor la numărul de autovehicule asigurate. Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară spun că în primele 3 luni, asiguratorii autorizați să emită polițe RCA au subscris prime de 701 milioane de lei și prin raportarea la numărul de automobile asigurate, reiese că tariful mediu la acest tip de asigurări a crescut în medie cu 7%. În primele 3 luni ale anului trecut, subscrierile RCA au însumat 676,51 milioane de lei, în urcare cu 9,46% față de martie 2012, potrivit datelor oficiale. Pe întreg anul, subscrierile RCA au crescut cu 15,5%. Acest segment de piață reprezintă 25,8% din totalul subscrierilor la nivelul pieței, care în 2013 a atins 8,29 de miliarde de lei. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!